ghinion pentru un bărbat de 54 de ani din municipiul Zalău, care a ajuns la spital după ce a alunecat pe o rampă din fața unei bănci comerciale de pe bulevardul Mihai Viteazul. Trecătorii, auzind țipetele victimei, au sunat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj SMURT care a acordat îngrijiri medicale, după care l-a transportat la unitatea de primiri urgențe Zalău, unde a fost supus mai multor analize, în urma cărora a fost diagnosticat cu fractură la picior. În următoarele ore, bărbatul va rămâne sub atenta supraveghere a medicilor. Ce s-a întâmplat? A căzut domnul.